Salut, sunt Cristian și în acest tutorial, după cum ați putut vedea mai devreme, ne vom ocupa de After Effects și vă voi arăta cum vă puteți crea un intro simplu pentru activitatea voastră. Așadar, mergem pe compoziție, New Composition și aici la compoziție name vă puneți ce nume doriți voi. O să pun tutorial linii. Tutorial linii. Iar dimensiunile mele sunt 1920 pe 1080 de pixeli, frame rate 29.97, iar durata este de 7 secunde, iar background-ul este negru. Vom da OK. Și prima dată mergem pe unealta de făcut rectangle tool și ne vom crea, să aveți la fill alb și la stroke nimic, sau vă puteți pune alte culori dacă fiecare are preferințele lui, și ne vom face o bandă, o linie, cam așa, cum am mai spus, în funcție de preferințe și de idei, cum eu aici vă sugerez doar o idee cum vă puteți crea un intro pentru activitatea voastră. Așadar am tras prima linie, hai să și schimb denumirea, o selectez, dau un enter și voi scrie aici linia 1. Apoi cu ea selectată apăs Ctrl și D de la duplicare pentru a o duplica. Voi trage cu ea de ea ținând Shift apăsat pentru a merge în aceeași linie dreaptă cu cea de sus. Și pe unde cred că este de ajuns mă opresc și voi face același lucru. Ctrl și D, am duplicat-o, am 3 linii. Pe aceasta o duc un pic mai jos, dar nu la aceeași distanță ca și precedenta. Cam așa, dau un pic un zoom out să văd unde mă aflu cu ele. Dau un click pe linia 3, apoi țin Shift apăsat, dau un click și pe linia 1 pentru a le selecta pe toate și din săgeți mai cobor cu ele să mă poziționez un pic cât mai central pe... Iar după merg pe layer, sunt cele 3 linii selectate și precompose, le-am precompus, sunt ca și cum ar fi în Photoshop, am creat un grup. Și denumesc acest grup linii. Dau OK. Iar următorul pas, mergem pe Rectangular Tool pentru a crea o mască. Și voi face o mască în afara compoziției. Nu contează cât de mult ați mers în afara ei. Vom anima, mai micșorez un pic, vom anima masca. Vom merge la mască. Și la Feather voi pune 15 pixeli și voi merge, să spunem, la aproape de secunda 1 și voi bifa MaskPad-ul, cheia de la MaskPad, ceasul, sau cum vreți voi să-i spuneți. Și mă duc în față până pe la secunda, aproape de secunda 3. La secunda 3 mă opresc, iar apoi voi trage de mască până în afară, în partea dreaptă, astfel încât să am liniile mele să se vadă, iar apoi mă duc până spre secunda, eu știu, 4 jumătate. Și la fel, am dat un dublu click în... voi trage cam așa. Bofân, ce scuze. Am dat click dreapta din greșeală. Voi trage de mască cam pe aici. Am dat un zoom să mă apropii să văd dimensiunea ei. Iar apoi de la secunda 3, unde am fost unde s-a terminat, unde s-a dus masca în afară, la secunda 3 voi bifa feather-ul și mă duc spre sfârșit și voi pune la feather 0. Iar acum, la început, am feather la mască când apar liniile și spre sfârșit când se va strânge tot, nu mai exista acel feeder, deci cum se poate, liniile mele sunt drepte pe la margine, nu suferă niciun fel de modificare, de aceea am pus feederul 0. Voi lua acum unealta de text. Cu unealta text voi scrie textul pe care îl doresc. Voi folosi numele meu, voi scrie CD la Cristian Design, voi așeza cam așa. Poate voi scrie doar, voi vă puteți folosi orice text doriți, bineînțeles, preferințele fiecăruia nu se discută. Eu îmi folosesc inițialele mele și așez așa, una dintre litere o voi face albă, iar apoi selectez pe amândouă pentru că vreau să merg cât mai aproape de marginea aceasta, așa, iar apoi voi pune și voi scrie numele meu. Voi scala să fie un pic mai mic. Opa, am un S aici. Să vedem până unde mai umblu un pic la scală. Și vreau ca sfârșitul textului să fie în linie dreaptă cu aceste linii, să se potrivească. Am duplicat, trag jos și voi scrie îl voi aranja un pic față de textul de sus de Cristian și îi voi schimba culoarea, deci iau airdrop-ul și pun pe C. Și ultimul pas, voi scrie aici tutorial, iar voi, în funcție de activitatea pe care o desfășurați, eu știu, pe YouTube sau pe alte site-uri, și vreți să vă faceți un intro simplu și la obiect, să spun așa, vă puteți pune inițialele voastre, eu știu, activitatea care o desfășurați, cam așa, iar pe acest text vreau să-l fac alb. Am zis alb și am dat click pe scuze. Ok, după ce am făcut acest lucru, voi selecta inițialele, deci CD și textul Cristian Design, tutorial nu-l selectez, așadar dau un click pe Design și apoi țin Shift apăsat și dau pe C și voi precompune, voi merge pe Layer, Precompose și voi denumi text pentru a ști ce am în acest grup. Voi da OK, voi aplica în primul rând glow, voi scrie glow și aplic efectul de glow asupra acestei compoziții text, iar la glow radius pun 35 și după aia iau unealta rectangular pentru a-i crea o mască. Mă duc înapoi să văd masca de la linie, cum pornește ea, iar în acest moment mă opresc, aș dori ca liniile când trec în partea dreaptă să dezvăluie și textul. și voi face o mască. Îi voi pune faderul la fel ca și la masca de la linii, deci va fi 15 la fader. Voi pune 15. Iar în acest moment, cum am mai spus, voi bifa mesh pad și mă voi duce până în momentul în care liniile s-au dus în afară. Și voi da un double click pe masca mea și voi trage cu unealta, bineînțeles, după ce ați făcut mască, luați unealta Selection Tool sau apăsați V și mergem până când se dezvăluie textul. Vom da un pic în spate să vedem cum arată. Ok, nu uitați, din când în când selectați aceste keyframe-uri și dați click dreapta pe ele, mergeți pe keyframe existent și selectați Easy Ease. Eu nu, sau apăsați tasta F9, deci selectați pe toate și apăsați F9, eu nu fac acest lucru pentru că îmi va pune pauză la programul cu care realizez acest tutorial. Deci keyframe existent și mergem pe Easy Ease. Iar apoi, bineînțeles, în momentul în care, după ce a apărut textul, deci unde în acest moment unde masca textului care l-a dezvăluit s-a încheiat, s-a dus în afară, voi bifa, mă duc pe, selectez textul, grupul text și voi bifa la Glow Radius și mă voi duce până în momentul în care masca mea se strânge, pardon, liniile se strâng și cam până pe aici, așa. Și voi renunța la acest, voi pune 20 la loc, poate chiar mai puțin. 0. Hai, lăsăm 0. E mai bine. Lăsăm 0 și avem textul. Când apare, strălucește, iar când se strâng liniile, i-a dispărut și strălucirea. În momentul când s-au strâns aceste linii, vreau ca textul tutorial să apară. Deci m-am oprit în linia timpului exact în acest moment unde liniile mele s-au strâns și voi lua, voi selecta textul tutorial sau ce text a spus voi și la fel vom lua Rectangle Tool și vom crea o mască. Îi vom pune la fader la fel ca și la celelalte 15 și sunt în, mă voi duce cu Page Up, apăs o dată, de 3 ori. Din acel moment unde liniile mele s-au strâns, deci m-am dus în față, pentru că de aici vreau să animez masca, încerc scuze, și voi da click pe Mesh Pad, iar apoi mă voi duce, am apăsat de 3 ori Page Up ca să mă duc în față. Deci apăs 1, 2, 3, sunt în momentul de la care am pornit înainte și mai apăs încă de vreo 3 ori Page Up, 1, 2, 3 și voi da, voi lua Move Through sau apăs asta Selection Tool sau tasta V, am dat un dublu click pe colțul ei și mă ridic până în acest moment. Să vedem ce am făcut până acum, deci dacă ne uităm și apare textul tutorial, le selectez și pe acestea și voi merge cu click dreapta, Keyframe Assistant, Easy Ease. Acum, după cum ați văzut în descrierea sau la începutul acestui tutorial, se va modifica și culoarea textului. Vom merge în, vom da un double click pe text pentru a intra în el și a-i schimba aici culoarea. Voi folosi efectul Fill și voi trage de el și voi aplica lui C. Așadar, înainte iau airdrop-ul și merg pe design pentru că avea culoarea lui. Voi bifa color și voi merge către secunda 6 și vreau să-i schimb din culoarea pe care o are acest blue cyan în alb. Voi apăsa U pentru a-i aplica, a-i vedea cheile și a lucra. Mă întorc înapoi și voi aplica acest efect și asupra textului design. Nu fac altceva decât selectez efectul, apăs Ctrl și C, mă voi duce pe textul design și voi apăsa Ctrl și V pentru a-i aplica și lui același efect. Și dacă apăs și U să-mi apară, vom observa că își schimbă culoarea. Apoi voi aplica acest efect de fill și textului literei D și a textului Cristian. Voi selecta litera D și voi apăsa Ctrl și V pentru a-i aplica efectul, apăs U, numai că de aici voi modifica, normal că este glossier, voi da un click și voi alege culoarea albă, iar apoi mă voi duce către sfârșit unde se aplică efectul și voi lua un pic mai în față, mă duc pentru a-mi vedea culoarea, iau airdrop tool-ul și dau un click pe C, iar apoi șterg ultima cheie din dreapta pentru că era culoarea și o înlocuiesc cu cea pe care am noua mea culoare. Iar după ce am terminat, voi lua acest fil selectat, efectul de la D, voi apăsa Ctrl și C și mă voi duce pe textul Cristian și apăs Ctrl și V. Iar acum, cum se poate observa, textul meu se schimbă culorile între ele, cum ar veni, ușor. Apăs U să-mi arate și aici cheia și dacă doresc, bineînțeles, văd că această cheie este un pic în afară. Voi selecta toate aceste keyframe-uri, dau click dreapta, keyframe assistant easy, închid și dacă mergem pe compoziția noastră principală, vom observa cum își schimbă culorile și vom face acest lucru și cu textul tutorial. După ce apare, a apărut, în momentul când apare, în acest moment a apărut, voi lua efectul de fill, îl pune aici, era alb la început, selectez culoarea albă și mă voi duce, îi dau un click la color, sus în stânga, și mă voi duce până în momentul în care textul meu, Cristian Design, îmi schimbă culorile și voi lua airdrop-ul și voi da această culoare de aici. Iar după cum ați văzut la început, în intro apar și niște sclipiri pe text. Voi aplica, voi scrie Rays de la CC Light Rays și voi aplica acest efect CC Light Rays. Îl voi aplica pe precompunerea text, așadar trag de ea și voi pune pe text. Deoarece acum trebuie să aveți grijă când aplicați acest efect, deoarece eu am un fundal negru, sau mai bine zis, nu am nimic decât negru. Acest rays nu se vede, acest efect, decât atunci când va lovi o culoare mai deschisă, vedeți? Dacă e negru în spate, așadar va trebui să țineți cont când veți să aplicați acest efect de ce fundal aveți și dacă se află ceva pe acel fundal. Îl voi pune aici, deci când aplicați acest efect, îl selectați și în acest moment, cam din momentul acesta, voi bifa center de la Light Rays și mă voi duce un pic înainte și voi trage de el. Cam așa. Iar dacă ne ducem un pic înapoi, vedem, apare acolo scris. În text apare această strălucire și pentru un efect vizual mai aplicăm și o cameră. Deci așadar vom face aceste layere, toate layerele vom face 3D, bifăm, dacă nu aveți layerul 3D, căsuța pentru a activa 3D, apăsați pe toggle switch și vom bifa acest cub la toate layerele pe care le avem, iar apoi mergem pe layer new și vom selecta, deci layer new și vom selecta cameră, vom da OK. Punem deasupra și vom deschide la cameră, camera options și vom bifa zoom-ul. Vom merge către sfârșit, ne apropiem. Eu nu vreau ca să înceapă zoom-ul chiar de la început, dar mergem spre sfârșit să văd cam cât mă pot apropia. Cam așa. Și voi duce cam de la secunda a 2 să-mi înceapă camera să dea zoom. Sau cel mai bine aș vrea ca acest efect de zoom să apară chiar din acest moment când liniile mele se strâng. Și atunci voi duce de aici să înceapă zoom-ul și mă uit un pic ce am realizat până acum. Selectez și merg click dreapta, keyframe assistant, easy ease. Și cu acest lucru am terminat. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Nu uitați să lăsați comentarii cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă vreți să, eu știu, să fac și alte tutoriale cu alte efecte. Dacă ați văzut undeva vreun intro și nu ați găsit tutorial pentru el, puteți să-mi spuneți și mă voi uita și voi încerca să fac un tutorial cât mai explicit cu privire la ceea ce doriți voi să știți. Nu uitați să dați și subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele mele pe care le uploadez în fiecare săptămână. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost aici pe canalul meu și ați urmărit tutorialul meu. Până data viitoare vă urez succes în proiectele voastre și să ne auzim sănătoși. La revedere!